directiv de partid, ce trebuie să spun PSD-i subliniere tii care apar la TV despre interviul lui Ponta de la Stiri pe surse.ro. Interviul de 2 ore acordat vineri de Victor Ponta pentru Stiri pe surse.ro. Face furor pe internet, în ciuda embargoului impus pe unele televiziuni. PSD a pregătit sublinierei mesajele de contracarare, care au ajuns sublinierei la fostul premier. Acesta face public, pe pagina sa de Facebook, principalele mesaje pe care comunicatorii PSD trebuie să le transmit ca reacție la interviul de la Stiri pe surse.ro. Am primit eu ca deputat box mesajeul PSD de azi, pare făcut de cineva mai sărac cu duhul de cat martorul Marian Vanghelie, cred că sunt plecati consultantii israelieni. După ce v-a uitat cu seriozitate la interviul meu puteți să vă amuzați cu reacția lui Dragnea. Virgulă scrie Victor Ponta, după care prezint direcția de partid. Mesajul zilei PSD. Dezvăluirile despre Victor Ponta. Mesaj principal, Victor Ponta i-a redat partidului colegii în favoarea statului paralel. Toate declaraiile din ultima perioadă ale președintelui PSD, ale fostului primar Marian Vanghelie au fost confirmate atât de evenimentele care au avut loc, cât și de mărturiile mai multor persoane. Toate aceste conduc la concluzia clar că, din păcate, fostul președinte PSD, Victor Ponta i-a redat partidului colegii de partid în favoarea statului paralel. O anumit sau a propus în funcții publice cheie persoanele agreate de statul paralel, Ioan Rus, Covesi, Bica etc. A colaborat îndeaproape cu diveri exponeni ai statului paralel, Maior, Coldea, Oprea, în defavoarea PSD, i-a redat partidului, i-a dat demisia printr-o decizie unilaterală, i-a trimis astfel PSD în opoziție făcând loc guvernului de tehnocrai dorit de statul paralel, i-a redat colegii de partide a ceror arestare a negociat-o cu statul paralel. Toate aceste aspecte sunt confirmate de mărturiile mai multor persoane, precum și de evenimentele reale care au avut loc în perioada respectivă.